Anca Pavel Nedea, președintele Autorității Naționale pentru Turism din cadrul Ministerului Economiei, Comerțului și Relațiilor cu Mediul de Afaceri și Lucian Stanciu, vicepreședintele Federației Patronatelor din Turismul Românesc, s-au întâlnit astăzi la Deva cu reprezentanții autorităților publice locale, dar și cu reprezentanții mediului privat și ai asociațiilor de promovare turistică pentru a discuta despre implementarea conceptului de organizații de management al destinațiilor. Întâlnirea a avut loc în sala de ședințe a Consiliului Județean Hunedoara, iar mai apoi concluziile întâlnirii au fost prezentate în cadrul unei conferințe de presă. Dezvoltarea unei destinații înseamnă mai mult decât implicarea agenților economici din turism și a autorităților publice locale. Înseamnă implicarea tuturor agenților economici care din dezvoltarea zonei, din generarea unei circulații turistice de pe teritoriul României și din extern mai ales, câștigă, pot câștiga și pot ajuta la dezvoltarea integrată a zonei, la păstrarea tinerilor aici, în destinație, fără să plece în alte părți, la dezvoltarea economică a destinației, la dezvoltarea, din punct de vedere social, cultural, al profesionalizării actorilor, al oamenilor, al resursei umane aflate în destinație. Am văzut aici și am constatat în urma acestei întâlniri că s-au făcut mulți pași deja în direcția unor OMD-uri. Am constatat și m-am bucurat că au fost prezenți și partenerii noștri mai vechi de dialog, și anume Asociația de Ecoturism de aici, care a reușit un proiect foarte greu și unul din puținele proiecte pe ecoturism recunoscut și certificat de Autoritatea Națională pentru Turism. Ei sunt un model de astfel de OMD, de organizație de management al destinației. Am văzut că sunt deja asociații patronale de profil, de asemenea Camera de Comerț a făcut demersuri în demararea acestui OMD încă de mai mult timp. Potrivit ANET, organizațiile de management al destinației vor contribui la îmbunătățirea sistemului de management al destinației și vor funcționa prin asocierea autorității publice centrale din domeniul turismului cu reprezentanții autorităților publice locale din componența destinației, cu reprezentanții mediului privat, asociații de promovare turistică și, după caz, cu reprezentanții altor entități relevante, prin coordonarea autorităților locale și sectorului privat din domeniul turismului, la nivelul destinației pentru realizarea unui management durabil.